Urmăream pe canalul YouTube unul dintre comentariile creștine care făcea referire la anul 2022 și cel ce prezenta subiectul acestui an spunea: va fi un an greu. Va fi un an complicat, va fi un an greu din punct de vedere politic, va fi un an greu din punct de vedere sanitar, va fi dificil din punct de vedere economic și în final spunea, dar mai ales va fi un an dificil din punct de vedere spiritual. Nu politica religioasă interesează acum, dar interesează sufletul bisericii. În ce măsură sufletul bisericii va putea să fie conservat sau mai mult decât conservat, va putea să fie ridicat în zilele acestea. Pe fondul acesta de un an greu, cred eu că această chemare la rugăciune face sens. Să știți că nu chemarea la rugăciune e importantă. Au fost o mulțime de chemări la rugăciune până acum și au trecut pe lângă urechile noastre fără să facă mare impresie. Mai important decât chemarea la rugăciune este dacă putem înțelege că avem o problemă. Adică dacă avem pentru ce să ne rugăm. Câte vreme încă păstrăm spiritul laodicean în care credem că suntem bogați, ne-am îmbogățit, nu ducem lipsă de nimic, sensul și rostul rugăciunii nu există. Suntem tare bine, de ce să ne rugăm? Că dacă încerci să te rogi și îți este bine, totul se transformă în rugăciunea fariseului care vine și spune, Doamne, îți mulțumesc pentru că eu nu sunt. Dar dacă reușim să identificăm o problemă, două, sau nu știu, problemele care le avem, dacă reușim să le identificăm, atunci rugăciunea devine extrem de necesară. Și vom simți această necesitate în viața noastră. Din perspectiva aceasta, vă invit ca să gândim în seara aceasta și să vedem dacă avem probleme sau nu. Săptămâna de rugăciune a început de ceva zile, de pe data de 5. Noi suntem puțin mai târziu, dar am dorit să iau pentru seara aceasta câteva idei din prelegerea a doua, intitulată Evanghelia veșnică și rugăciune. Cele trei slide-uri pe care le voi prezenta în cursul întâlnirii noastre și a studiului nostru sunt din prelegerea numărul 2 din săptămâna de rugăciune. Dați-mi voie însă să ajung acolo mai târziu. Pentru început, Isaia 40. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Frații mei, aș vrea să vă întreb, la ce se referă profetul Isaia când scrie prin Duhul Sfânt, într-o viziune profetică, nelegiuirea este ispășită, a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Adică, despre ce e vorba? Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, năteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Versetul 5. Atunci se va descoperi slava Domnului, în clipa aceea orice făptură o va vedea. Versetul 6. Un glas strigă, strigă și am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba, toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, spune versetul 9.
Iată, Dumnezeul vostru vine cu putere, poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El, răsplătirile vin înaintea Lui. El își va parte turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul Lui, va călăuzi blând oile care alăptează. Despre ce vorbește Isaia aici? Este în secolul 8. Isaia scrie în secolul 8. Poporul Israel începuse să alunece pe panta istorică a căderii sale spirituale și implicit a căderii sale sau a ruinei sale naționale. Suntem în secolul 8, mai sunt 200 de ani și soarta poporului Israel va fi pecetluită. 10 triburi vor merge în Asiria, 2 triburi vor merge în Babilon. Distanța între robia babiloniană și năvălirea babiloniană este de 100 de ani. În 722 vor veni asirienii. În jurul anului 600 vor veni babilonienii. În 800 scrie Isaia. 800 scrie Isaia, 722 vin asirienii, nici măcar 100 de ani. După aceea, în 100 de ani și vor veni și vor șterge de pe pământ, zic eu, împărăția lui Iuda și Beniamin. Va fi totul în Babilon. Asta va fi tot. Și atunci, de unde până unde mângâiați pe poporul meu? De unde mângâiați pe poporul meu? De unde spuneți-i că robia lui s-a sfârșit? Nici nu începuse. Cum să spui că robia lui s-a sfârșit? Urmăriți, vă rog, cartea profetului Isaia și veți observa un lucru extraordinar, și anume, Isaia este acela care vorbește oamenilor de după captivitate. Isaia vorbește oamenilor celor care se vor întoarce și vor beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar înainte să se întoarcă din captivitate, înainte de întoarcere vine ce? Captivitatea. Vine apostazia. Vine decăderea națională. Vine ruina economică. Vin momentele de război când oamenii suferă până nu mai pot. Isaia este un profet care nu vorbește numai pentru poporul Israel. Isaia este acela care vorbește și spune slava Domnului va fi văzută peste tot pământul. Isaia este acela care vorbește despre faptul că poporul Israel va trebui să fie lumina lumii. Vă rog frumos, faceți câțiva pași sau primii pași în robia babiloniană. Vrei să facem împreună? Vreți să auziți dărâmarea zidurilor Ierusalimului? Oștile care vin și intră în templu. Preoții omorâți. Sfeșnicul luat. Vasele de la templu luate și ele. În urmă, pustiu. Părinții morți, tinerii luați în Babilon. Pășiți în spatele lui Daniel. Pășiți în spatele lui. Vedeți lanțurile grele. Nu sunt 10, 20, 30 de kilometri. Sunt sute de kilometri până la Babilon. Pe jos. Cu biciul în spate. Și tu întrebându-te, Doamne, unde ești? Sau, Doamne, unde e lucrarea ta? Unde e Evanghelia ta? Unde e slava ta? Vei mai lumina tu pământul vreodată?
Când poporul tău e șters de pe fața pământului. Și merge Daniel cu întrebările astea în minte. Sunt întrebările lui. Și îl ia Dumnezeu din lanțuri, nu numai pe el, pe mai mulți. Și le dă acestor tineri, tuturor, le dă posibilitatea unui început nou. Și fiecare își începe începutul cum poate. Daniel începe începutul cu Dumnezeu. Nu mă voi ocupa de viața lui Daniel, dar vreau să vă întreb un lucru. De câți oameni a avut nevoie Dumnezeu ca să lumineze un imperiu întreg? Poftiți? Din câți membri era compusă biserica de la din Babilon, a lui Daniel? 4. Uneori 3. Altor 4. Un popor întreg de milioane de oameni n-a reușit să facă lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu își va face lucrarea prin 1, 2, 3, 4. Adică va îngenunchea împărății. Va dezbrăca de slavă regi. Îl va aduce pe Nebucadnețar sau Nabucodonosor sub judecata sa să semene mai mult cu animalele câmpului decât cu un rege. Și sub cutremurarea acestei situații, Nebucadnețar recunoaște pe Dumnezeul adevărat și slava lui Dumnezeu la vremea aceea a strălucit din Babilon, nu de la Ierusalim. De ce spun asta? Avem nevoie de lecții ca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Avem nevoie de lecții. De la bun început, în seara aceasta, aș dori să spun fiecărui cercetător al Scripturii lui Dumnezeu, fiecărui credincios care crede și învață Scriptura, Scriptura este acel manual care îl echipează pe om, sau ființa umană, cu tot ceea ce are nevoie pentru ca să poată conlucra cu Dumnezeu. Și nu numai să poată conlucra cu Dumnezeu, dar să fie unealta prin care Dumnezeu va lucra și va lumina o lume întreagă. Vă repet, fiecare dintre dumneavoastră. Tyndale spunea la un moment dat, îmi place citatul acesta, mă leg de el ca de un cuvânt profetic care descoperă intenția și planul lui Dumnezeu. El spunea în momentul în care s-a hotărât să traducă Sfânta Scriptură în limba poporului, în limba engleză, el a spus, voi face ca un copil de la coarnele plugului să știe mai mult decât episcopii. N-avem nevoie să știm mai mult decât atât. Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu își poate alege un Daniel, un Șadrac, Meșac și Abednego de oriunde de pe pământul acesta cu singura condiție. Să fie echipat și dornic să conlucreze cu Dumnezeu. Perspectiva aceasta este perspectiva pe care o are cerul în legătură cu noi. Aș dori ca media să mă ajute cu primul slide în care sunt cuprinse câteva gânduri pe care aș dori să le citim împreună.
Cuvintele lui Hristos sunt o promisiune că Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea. Vă aduceți aminte? Matei, capitolul 24, spune: când Evanghelia împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Ceea ce înseamnă că Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea. Aparent, lucrul acesta nu este foarte ușor de făcut. Analizele demografice, modul în care omenirea explodează din punct de vedere al natalității, al numărului și așa ceva, ne arată întotdeauna ca fiind ceva în urmă. Lumea merge înainte și Evanghelia parcă nu ține pasul. Cu toate acestea, Dumnezeu spune, Evanghelia va fi propovăduită. Cine promite asta? Dumnezeu. Cum? E treaba Lui. Întrebare. E și treaba mea? Bun. Gândiți-vă. Înainte de revenirea sa, însă, va avea loc o redeșteptare puternică în rândul poporului lui Dumnezeu. Rândurile respective, v-am spus, sunt luate din a doua prelegere din seria noastră de rugăciune. Fraților, m-am oprit la aceste rânduri nu pentru că sunt ceva nemaipomenit, ci pentru că m-au provocat. Am observat în ultima vreme că noi nu mai așteptăm să ne redeșteptăm. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Adică eu nu mă mai aștept de la mine să mă trezesc mai mult decât sunt acum. Eu zic, cred că sunt treaz destul. Cuvintele spun redeșteptare puternică. Cuvintele nu vorbesc de mediocritate. Cuvintele nu vorbesc de faptul că venim la biserică. Cuvintele nu vorbesc despre faptul că ținem rândul cu ceea ce se întâmplă aici. Nu, spune redeșteptarea va fi puternică. Și dacă ar trebui să o măsor cu ceva, cuvântul lui Dumnezeu o măsoară cu ziua cincizecimii. Și ziua cincizecimii, iertați-mă, a fost un fel de curent electric care a energizat biserica și care a transformat ucenicii care erau cum erau în niște forțe care n-au mai putut să fie oprite. Deci despre asta e vorba. Adică eu și cu dumneavoastră ar trebui să așteptăm să devenim niște forțe în via lui Dumnezeu care să nu mai poată să fie oprite. Să fim niște forțe nu la lucru în lumea asta, nu la câștigat de bani, nu la să fim primari, nu să fim pe undeva în lumea asta. Nu despre asta e vorba. Să fim niște forțe în Evanghelia, în poporul lui Dumnezeu care să nu mai poată să fie oprite până în împărăția cerurilor. Vreau să vă întreb, mai așteptăm noi de la noi înșine așa ceva? Și de asta v-am spus că m-am speriat puțin pentru că am descoperit cumva, aproape fără să-mi dau seama că gândul ăsta s-a infiltrat între noi și anume, nu. Nu. Mai mult de atât ce să mai facem? Mai mult de atât nu se mai poate. Fraților, descurajarea ne împiedică să ne redeșteptăm. Toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru sunt lucruri care ne aruncă într-o zonă de descurajare pe foarte mulți dintre noi. Apar în rândurile creștinilor tot felul de idei noi. Din punct de vedere biblic, sunt erezii. Și când te uiți în stânga și în dreapta și așa mai departe și când vezi că oameni serioși încep să creadă ceea ce niciodată nu găsești că ar putea să fie susținut cu Sfânta Scriptură, te întrebi, oare cum se întâmplă astăzi asemenea lucruri? Parcă mai de mult așa ceva era imposibil, inadmisibil. Nu-ți puteai imagina că, spre exemplu, creștinii se vor întoarce înapoi și vor disputa între ei personalitatea triună a divinității. Ispășirea Domnului Iisus Hristos. Lucruri fundamentale
care au fost clare de pe vremea lui Luther încoace. Și dintr-o dată, acum, în secolul 21, o ceață ciudată ne face să nu mai vedem clar. Și te întreb cum e posibil. Și uitându-te în stânga, uitându-te în dreapta, Spiritul Cuvântului lui Dumnezeu ne spune că stele mari vor cădea și când asistăm la stele care, într-adevăr, surprind prin potignirea lor, te uiți așa în toate părțile și te aștepți la redeșteptare? Sau te aștepți la să se scufunde corabia? Și totuși, textul spune, înainte de revenirea sa, va avea loc o redeșteptare puternică în rândul poporului lui Dumnezeu. Adică, cel ce a promis că Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea, a promis și că poporul lui Dumnezeu se va redeștepta. Întrebarea sau problema este, eu mai am perspectiva asta? Sau, descurajat, am început să zic, eu cred că atâta e, Doamne, dacă mă iei așa, bine, dacă nu. Mai mult de atât nu pot. Mai puternic de atât nu pot să fiu. Punctul numărul 2. Primul am spus că descurajarea ne împiedică să ne redeșteptăm. Punctul numărul 2 ține de faptul că noi nu înțelegem modul de lucru al lui Dumnezeu. În foarte multe situații. Și pentru că nu înțelegem modul de lucru al lui Dumnezeu, din cauza asta, probabil, că descurajăm sau stăm cu mâinile încrucișate. Cum lucrează Dumnezeu? Iosua 3:13. Poporul lui Dumnezeu este în fața Iordanului. Iordanul curge. Este mare. A ieșit peste maluri. Poporul în ziua aceea trebuia să treacă dincolo în fața Ierihonului. Poporul are copii, femei. Apa e adâncă și repede. Cum vor trece? Cum vor trece? Și Domnul a spus... Vă voi trece eu cum am trecut prin Marea Roșie pe părinții voștri. Bun. Păi, fă, Doamne, treaba asta. Știi ce? Oprește tu apa și noi o să trecem. Oprește tu apa și noi o să trecem. Fiți atenți, modelul ăsta este modelul pe care astăzi foarte mulți dintre noi creștini l-am luat și l-am numit îndreptățire prin credință. Adică, Doamne, Tu ești mare, încât noi trebuie să stăm pe mal și să ne uităm cum desparți Tu apele. Treaba asta s-a întâmplat la Marea Roșie. Dar după ce lucrul ăsta s-a întâmplat la Marea Roșie, la Iordan n-a mai fost așa. Dumnezeu le-a spus, mergeți înainte și când talpa picioarelor voastre se va uda, atunci voi desface eu apa pentru voi. Cu alte cuvinte, spuneți-mi, vă rog, cine a început? Cine a început? Nu e vorba cine începe sau nu. E vorba de altfel. Cum numiți dumneavoastră lucrul acesta? Puneți talpa picioarelor voastre în Iordan. Cum îl numiți? Credință. Mulțumesc. Altfel nu mai putem numi. Adică, în raport cu lucrarea lui Dumnezeu și cu noi, care lucrează? Dumnezeu sau noi? Sau cum? Termenul este colaborare. Dacă nu înțelegem că Dumnezeu vrea să colaboreze cu noi, noi nu vom pricepe niciodată modul în care noi ne putem implica în planul de mântuire. Cine a despărțit Iordanul?
Dumnezeu. Preoții n-au avut nicio putere asupra apelor. Cel ce a despărțit Marea Roșie a despărțit și Iordanul. Ce rost a avut călcarea în apă? Ce rost a avut? Chemarea lui Dumnezeu de a implica și omul în ceva. N-ai niciun merit, nu face nimic. Tenișii tăi nu opresc apa niciodată. Și totuși Dumnezeu zice, minunii. Nu vrei să cobori în mijlocul acesta al puterii mele, acolo unde apele toate se opresc datorită cuvântului meu și tu să fii acolo. Și așa face Dumnezeu, ne invită acolo, în cuptorul de foc, în mijlocul Iordanului. E frumos. Tare frumos. Judecătorii 7:7, mai târziu Gedeon. 30.000 sunt prea mulți. Știți? 20.000 sunt prea mulți. 10.000 sunt prea mulți. Să fim serioși. La bătălie îți trebuie putere, chibzuință. Vă aduceți aminte? Lecțiile astea îi le dădea Rabșache lui Ezechia. Așa trebuie la bătălie. Și Dumnezeu spune nu. Cum nu? Nu. Dar ce trebuie? Spuneți-mi ce trebuie. Du-te și alege-i tu pe cei care sorb apa cu mâna. Limpă-i apa. Indiferent ce înseamnă termenul. Ce merit aveau oamenii ăștia? Ce făceau oamenii ăștia? De ce ei și nu ceilalți? Cine îl spunea? Ăștia erau mai puțin. Ok, era o poziție mai inconfortabilă, nu? Mai ciudați, mai... Nu, Dumnezeu nu-i alege pe ăștia mai ciudații. Nu cred că asta a fost. Există comentarii care spun că în timp ce beau apa, acești oameni priveau câmpul de bătălie. Nu trebuiau să fie căpetenii. Probabil că erau soldați. Cu toate astea, pe ei interesau bătălia, strategia, ce să facă, unde să meargă. Ei cuprindeau până la urmă fiecare la rândul lor ca un fel de general tot câmpul de bătălie. Era o mulțime de soldați care își băgaseră capul în apă și ziceau, acum bem și nu ne mai interesează nimic. Și Dumnezeu a zis, nu, eu nu fac treabă cu oamenii aceștia. Eu fac treabă cu aceia care sunt soldați, dar au minte de general. Au preocuparea planului de acțiune. Îl înțeleg pe Dumnezeu în modul său de a fi. Cu aceștia fac treabă eu, pe ei îi iau. Și erau 300. Dumnezeu le-a dat biruința cu 300. Datorită faptului că au fost 300 de oameni care au colaborat cu Dumnezeu. Erau gata, erau atenți, erau... Ei percepeau comanda întotdeauna. Mai multe de spus, mă fascinează Ilie întotdeauna, v-am mai spus, atrag atenția asupra acestui lucru. Cartea Profeți și Regi spune că Ilie a fost acela care s-a uitat peste starea poporului Israel în timpul lui. Și când a văzut decadența poporului, Ilie a zis, nu se mai poate. Nu se mai poate. Și l-a zis, trebuie să facă cineva ceva. A fost primul punct. Trebuie să facă cineva ceva. Al doilea punct, cine? Să știți că la primul punct ajungem foarte mulți și foarte repede. Trebuie să facă cineva ceva, nu se mai poate. Partea a doua, cine? Este partea cea mai provocatoare și ajungem foarte puțin la asta. Cine face ceva? Și
Și le-a zis, ok, eu fac ceva. Cum a început? Cum a început? Aceeași carte spune că Ilie din momentul acela a început o luptă tenace cu Dumnezeu în rugăciune pentru poporul său. El s-a luptat pentru tot poporul în rugăciune. Astfel încât atunci când s-a dus la Ahab, Ilie a avut din partea lui Dumnezeu tot planul de bătălie de la început până la sfârșit descoperit, pus la punct. El știa ce să facă, cum să facă, când să facă. Cum se numește? Cine a început? Dumnezeu sau Ilie? Încă o dată, feriți-vă de ordinea aceasta. Ei au mers împreună. Întotdeauna Dumnezeu începe, fără discuție. Sfânta Scriptură spune clar că El este Cel ce începe. El ne-a iubit întâi, El ne-a căutat întâi, El ne-a văzut întâi. Noi nu putem începe nimic. Cu toate acestea, a fost un moment, după ce Dumnezeu a început, când Ilie a trebuit să înceapă și el. Asta e toată treaba. Ilie a trebuit să înceapă și el. El n-a putut să stea să înceapă numai Dumnezeu, să-L ducă Dumnezeu. A trebuit să înceapă și el. Și cum a început? Doamne, nu se poate. Și a început lupta cu Dumnezeu. A început iabocul său. Dumnezeu a început în viețile noastre. Problema este când vom începe și noi. Când? Cum lucrează Dumnezeu? Fascinant încă un exemplu și am încheiat. E Gedeon. Alegerea lui Gedeon. Judecătorii 6. Bătea grâu în teasc. Știți că în teasc sunt strugurii. Strugurii mai târziu. Grâu se cere mai devreme. Și atunci să se ascundă, s-a dus în teasc. Și a bătut grâu în teasc acolo. Teascul nu poate să fie mare, fraților. Teascul nu-i mare. Teascul e mai mic, ceea ce înseamnă că și cantitatea de grâu era cam mică. Și îl găsește Dumnezeu acolo. Și îl întreabă, Domnul cu tine, viteazule. Și Gedeon de acolo, din teasc, așa, dintr-o dată, nu-l știe pe ăsta care trece pe lângă el. Nu-l cunoaște. Dar îl întreabă, Domnule, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Ce vă spune această explozie a lui Gedeon, a lui Ierubal? Ce vă spune? Îmi spune că ăsta era discursul său mental, la asta se gândea în timp ce bătea grâu în teasc. Cu asta se ocupa. El bătea grâu în teasc, acolo dădea, în sfârșit să cadă boabele, cu râvna unui om care avea întrebări și n-avea răspunsuri. Unde sunt toate minunile acelea care le istorisesc părinții noștri când spun? Vă dați seama ce intensitate ar fi să fiți aici singuri, spre exemplu în pragul bisericii, să faceți ceva, să măturați, să lucrați ceva. Să treacă unul pe lângă tine și spune ziua bună. Și tu te întorci la el să spui ziua bună, ce zi bună, că Dumnezeu ne-a promis atâtea lucruri și uite că nu se împlinesc. Vă dați seama ce tensiune ar trebui să fie în sufletul dumneavoastră ca să vorbiți în felul ăsta. Ăsta e Gedeon. Cu cine vorbea Gedeon singur, înainte să vină străinul? Cu cine vorbea? Era lupta lui cu Dumnezeu. Întrebări puse înaintea lui Dumnezeu. Lupta lui singur cu cel preanalt care făcuse atâtea promisiuni și atâta bine poporului. Cu alte cuvinte, ce ai descoperit, Gedeon? Răspunsul este, nu știu unde e Domnul.
Și ce ai mai descoperit? Trebuie să întâmple ceva. Ce trebuie să întâmple? Minuni. Trebuie să ne ajute Dumnezeu. Bun. Ce vrei, Gedeon? Păi să ne ajute Dumnezeu. Cu cine se înceapă, Gedeon? Cu cine se înceapă? Păi ce? Cu oricine. Așa gândim noi. Cu oricine. Ia, Doamne, regele. N-aveau rege pe vremea aceea, bineînțeles. Dar ia cine vrei tu, ia-l tu, nu știu, căpeteni, ia peste 100, 200, ia din seminția cea mai mare, de la Efraim, nu din seminția cea mai mică, orice. Ia-i pe ei. Și Domnul îi zice, auzi, du-te tu cu puterea aceasta. Și mă opresc aici, care putere? Zice, aceasta, care asta? Despre ce putere a lui Gedeon e vorba aici? Din context, cel mai simplu răspuns, poate că dumneavoastră aveți altul, dar cel mai simplu răspuns pentru mine este frământarea asta de suflet a lui Gedeon pe care Dumnezeu o numește putere. Cu frământarea asta, cu zelul ăsta, du-te și izbăvește pe Israel. Asta e bună. Cu ce să mă duc? Cu asta. Pe așa se izbăvește Israel. Cu un om care își pune întrebări, cu un om care vrea binele poporului, dar n-are nicio soluție, cu un om care se luptă cu Dumnezeu și atât. Și Dumnezeu spune, da, de aici se începe. Dragii mei, toți aceia care în zilele de astăzi stați și vedeți că poporul lui Dumnezeu are nevoie de o redeșteptare și observați că redeșteptarea nu este... Dumneavoastră, toți aceștia, gândiți-vă că gândul acesta este gândul de început pe care Dumnezeu vrea să construiască o adevărată redeșteptare. Numai că mergeți mai departe până la capăt, nu vă opriți. Cu puterea aceasta mergeți. Mergeți și izbăviți pe Israel. Întrebarea lui Gedeon, cu ce să izbăvesc pe Israel? Cu ce să izbăvesc pe Israel? Are acest răspuns. Te doare? Simți că poporul acesta are nevoie de prezența lui Dumnezeu? Izbăvește poporul. Păi cum să fac, Doamne? Cum să fac? Ilie a început să se roage cu Dumnezeu, să se roage la Dumnezeu și așa au fost anii săi de pregătire pentru slujba de profet. Te rog frumos, începe programul acesta de rugăciune pentru salvarea poporului lui Dumnezeu. Punctul 1. Punctul numărul 2. Lui Gedeon, îngerul îi spune în noaptea următoare, ia uite-te tu în casa ta și vezi că în casa ta ai altare străine și dărâmă altarul lui Baal și parul Astartei. În locul lor construiește un altar pentru Domnul. Păi, Doamne, ce o să zică tata, ce o să zică mama, ce o să zică... A, nu sunt eu cu tine? Și vă rog să observați că înainte ca poporul Israel să fie eliberat de Gedeon, Gedeon trebuie să-și elibereze propria lui casă. Lucrurile noastre nerezolvate, compromisurile noastre, căderile noastre. Să știți, conlucrarea cu Dumnezeu înseamnă în modul foarte serios ca un om să se întoarcă în sine însuși și să zică, Doamne, gata. Una dintre problemele pe care le avem este că din ce în ce mai puțin noi știm că Dumnezeu așteaptă de la noi să zicem, gata, Doamne, începând de astăzi, îmi voi face ordine în casă. Îmi voi face ordine în suflet. Începând de astăzi, nu mă voi mai compromite. Începând de astăzi, voi fi așa cum îmi spui tu. Începând de astăzi, nu voi mai exagera, nu voi bârfi, nu voi mai călca nimic din ceea ce știu că trebuie să-mi disciplineze viața mea în conformitate cu tine.
Doamne, cât de bine lucrezi Tu cu noi atunci când noi îți dăm voie să lucrezi. Cât de bine. Citatul al doilea pe care aș vrea să-l citim cuprinde în sine cuvântul cheie al acestei acestui moment. Aceștia, adică poporul lui Dumnezeu, se vor ridica la înălțimea provocării vremii în care trăim. Punctul 2. Își vor da seama de urgența momentului. Punctul 3. Plin de Duhul Sfânt, vor descoperi dragostea, harul și adevărul lui Iisus, unei lumi poluate de păcat, care moare în păcat. Cele trei idei pe care le-am subliniat aici, vă rog foarte mult să le mai citiți o dată împreună cu mine. Punctul numărul 1. Dumnezeu spune că poporul lui Dumnezeu va fi provocat. Și provocarea se face prin valul de imoralitate, valul de păcat, valul de împotrivire față de Dumnezeu. Dacă poporul lui Dumnezeu nu simte în sufletul său că arde indignarea față de păcat și dragostea pentru neprihănire, dacă poporul lui Dumnezeu nu simte lucrul acesta, el nu va putea să facă față acestei provocări pe care Dumnezeu o îngăduie. Vă rog să observați, se va ridica la înălțimea provocării. Păcatul din jurul nostru se înalță destul de mult, poate prea mult. Se va ridica poporul lui Dumnezeu la aceeași înălțime pentru a face față? Cine poporul lui Dumnezeu? Întotdeauna zicem altul, conferința generală, uniunea, conferința, diviziunea. Nu, dragii mei. Daniel, Șadrac, Meșac, Abednego, Valentin, Lucian, Rodin, Tinel, cine vreți dumneavoastră? Își vor da seama de urgența momentului. Își vor da seama că trebuie să acționeze când? Acum. Asta este o altă problemă. Nici asta nu ne prea e la îndemână. Nu simțim ideea că acum trebuie făcut. Foarte mulți dintre noi mergem pe ideea de mâine. Există un soi de a amâna. Un soi de a nu te implica. În Judecătorii, capitolul 5 cu 23, există textul acela pe care îl știm foarte bine. Meroza. N-au venit în ajutorul poporului Dumnezeu atunci când a trebuit. Poate că a venit cu 2 săptămâni după, poate cu 3 săptămâni, poate că a stat liniștit, pasiv, acasă la el. Nu contează. Dacă nu simți momentul și urgența că este acum, vom pierde mult. Sunt două lucruri pe care noi, ca popor al lui Dumnezeu, aproape că le-am pierdut. Provocarea și urgența. Nu ne mai simțim provocați de ceea ce se întâmplă de jur împrejur. Stăm liniștiți pasiv fiecare. Să intervină Dumnezeu. Se ridică Satan, strigă, lumea strigă, se prăbușește, moare și așa mai departe. Să facă Dumnezeu treaba. Cu cine? Păi să vină evangheliștii. Păi să vină colportorii, păi să vină ADRA, să vină instituția, să vină nu știu cine. Și eu? Nu simt provocare. Iar în legătură cu acum trebuie, de asemenea, lasă că mâine, poate că nu am timp acum, mâine va fi timp mai mult. Voi ieși la pensie, eu știu, voi face rost de bani mai mulți. O sumedenie întreagă de lucruri. Nu știu de ce reușim atât de bine să ne estompăm provocările pe care Dumnezeu le trimite. Și vreau să observați punctul numărul 3. Marea problemă este că cel ce luptă cu noi este Duhul Sfânt. Cel ce ne arată provocarea și urgența momentului este Duhul Sfânt. Iar dacă noi estompăm provocarea și pierdem momentul, o facem prin faptul că ne luptăm împotriva Duhului Sfânt, care creează momentul de provocare și de urgență.
Cu alte cuvinte, dacă ar trebui să vedem care este problema noastră, poate că ar trebui să ne întrebăm, oare nu cumva Duhul Sfânt Oare nu cumva Duhul Sfânt nu mai are atâta influență asupra noastră cât ar dori să aibă? Oare nu cumva ne-am împotrivit Duhului Sfânt până când împotrivirea e mare? Dacă ar trebui să ne rugăm în capitolul ăsta al colaborării sau conlucrării cu Dumnezeu, n-ar trebui să ne rugăm serios ca nu cumva în această colaborare sau în această conlucrare noi să neutralizăm, adică să nu neutralizăm influența Duhului Sfânt prin împotrivire? Știți? Dacă Dumnezeu începe lucrarea pentru noi și a început-o, dar dacă și noi nu începem să lucrăm pentru Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. Dumnezeu poate să deschidă uși și noi să nu intrăm pe ele. Dumnezeu poate să deschidă uși și noi să nu ieșim. Poporul din Babilon a văzut decretul acela de eliberare dat de Cir. S-au deschis ușile. Împăratul i-a rugat, cine dintre voi face parte din poporul lui Dumnezeu să se ducă înapoi? Vă rog eu frumos, mergeți! Au plecat 50.000 din milioanele lui Israel. Dumnezeu poate să înceapă, dar dacă eu nu mă ridic la înălțimea lui Dumnezeu, dacă eu nu încep și eu, Dumnezeu ușile, deschide ușile degeaba. Eu nu le voi folosi. Ucenicii au avut aceeași problemă. Câte vreme a fost Domnul Iisus Hristos cu ei, s-au obișnuit ca Domnul Iisus Hristos să le facă pe toate. Da. Mântuitorul avea grijă de ei când erau flămânzi. Mântuitorul avea grijă de ei când erau obosiți. Mântuitorul avea grijă de ei să îi antreneze. Mântuitorul le punea întrebări, îi educa și așa mai departe. Mântuitorul le făcea toate. Câte vreme a fost Domnul Iisus Hristos cu ei, totul a fost perfect. Iisus să le facă pe toate. Apoi Domnul Iisus Hristos a dat la o parte. Și a lăsat singuri. Și când au fost singuri, și-au dat seama că Iisus Hristos începuse lucrarea cu ei, dar ei nu începuseră lucrarea cu Iisus Hristos. Și-au fugit. Fiecare la ale lui. Apoi s-au întâlnit în camera de sus. Dar s-au întâlnit în camera de sus fără să știe ce să facă. Au fost într-o zonă de confuzie și neclaritate totală. De ce? Pentru că ei încă nu începuseră să conlucreze cu El. Frații mei, îndreptățire prin credință nu înseamnă să facă Dumnezeu totul și eu nimic. Îndreptățire prin credință înseamnă ca eu să fac totul în puterea lui Dumnezeu. Atât. Rețineți. Eu să fac totul, dar nu cu puterea mea, ci cu puterea lui Dumnezeu. Atât. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și apoi Mântuitorul ia pe ucenici și spune: pentru că voi n-ați început, nu sunteți în stare să faceți nimic. De aceea stați în Ierusalim și așteptați până când veți primi o putere de sus. Și Duhul Sfânt se coboară și probabil și înainte de coborârea Duhului Sfânt, ucenicii trebuie să stea să se gândească cum să colaboreze și să învețe să colaboreze cu cerul. Primul lucru pe care vă rog eu să-l punem
ca și cap de afiș al rugăciunii noastre, este această știință a colaborării cu Dumnezeu, a fiecăruia dintre noi. Acesta acum. Ultimul citat și cu asta vom încheia. Vă rog, citatul numărul 3. Înainte ca mesajul din Apocalips 14 să fie proclamat întregii lumi, deci vă rog să observați ce se întâmplă în zona aceasta, când Apocalips 14 va fi proclamat în întreaga lume, ce prorocie se împlinește acolo. Evanghelia lumii va fi propovăduită în toată lumea. Asta este. Deci ca înainte să se întâmple treaba aceasta, o trezire spirituală trebuie să aibă loc în rândul poporului lui Dumnezeu. Deci înainte ca lucrul ăsta să se întâmple, eu și cu tine trebuie să ne trezim. Această trezire spirituală îi va permite acestui popor să coopereze cu Dumnezeu în încheierea lucrării sale. Frumos. Frumos. Ne vom trezi, vom coopera. Nu ne vom trezi, nu vom coopera. Vreau să vă întreb. Când v-ați spus ultima dată dumneavoastră înșivă aceste cuvinte? Doamne, vreau să mă trezesc. Și vreau să mă trezesc puternic. Că nu se mai poate. Isaia 52. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane. Vreau să vă întreb. Cum e cu procesul ăsta de trezire? Cine trezește? Mă pot trezi eu? Trebuie să mă trezească Dumnezeu? Cum e? Textul aici spune, trezește-te tu. Cu toate acestea, știm foarte bine că te poți pișca, te poți chinui și să nu poți să te trezești. A te trezi, și așa cum zice textul aici, implică neapărat acest proces al cooperării în care Dumnezeu strigă, eu aud, eu întind mâna, Dumnezeu mă ridică. Împreună cu El e posibil. Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane, pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, că nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Scutură sărâna de pe tine, scoală-te, șezi în capul oaselor, Ierusalime, dezleagă-ți legăturile de la gât, fică, roaba Sionului, căci așa vorbește Domnul, fără plată ați fost vânduți, nu veți fi răscumpărați cu preț de argint. E o întreagă lucrare a mântuirii care începe cu cuvântul trezește-te. Fără ca să aibă loc lucrul acesta de trezire, întreaga lucrare a mântuirii rămâne un deziderat, un vis care nu pornește, nu se mișcă. Isaia 60. Scoală-te și luminează-te. Doamne! Fraților, avem ceva de făcut. Trebuie să punem piciorul în apele Iordanului. Trebuie să ne urcăm spre cucerirea țării. Trebuie să colaborăm sau să cooperăm cu cerul. Nu se poate altfel. Evident, nu e nicio forță în tenișii mei care mă duc până acolo în apele Iordanului. Dar fără ca eu să pășesc în apele Iordanului, puterea lui Dumnezeu nu se va dezlănțui pentru ca să fiu în mijlocul minunilor sale. Nu mă voi putea lumina dacă nu mă voi trezi întâi, dacă nu mă voi scula. Probabil că trebuie să vreau și eu să mă trezesc.
Probabil că în letargia aceasta în care aș vrea să mai încrucișez mâinile puțin, să mai dorm puțin, așa alene și a sărăcie spirituală, probabil că în momentul acesta trebuie să vină un act de voință și să spun: nu se mai poate, Valentine, trezește-te! Evident, vine tot de la Dumnezeu, tot prin Duhul Sfânt, dar haideți, fraților, să începem și noi, că Dumnezeu a început de mult cu noi. Și ăsta este momentul uluitor, când Dumnezeu ne cheamă: oameni buni, haideți să începem din nou.